Trei români au scandalizat opinia publică din Italia după ce au bătut un tânăr cu dizabilități. Mai mult, ei au filmat agresiunea și au postat înregistrarea pe rețelele de socializare. Totul s-a întâmplat săptămâna trecută în centrul orașului Vigevano din regiunea Lombardia. Românii au puțin peste 20 de ani, iar tânărul agresat are 25 de ani și probleme psihice. Zilnic se plimbă cu bicicleta imitând sunetul unei motociclete. Din primele informații, românii au mai încercat să-l agreseze cu altă ocazie, iar atunci băiatul a folosit un spray paralizant. Pentru a se răzbuna, cei trei l-au oprit de această dată și l-au lovit, deși victima i-a rugat să înceteze, apoi i-au lovit și bicicleta. Înregistrarea a devenit virală cu 10.000 de mesaje de indignare. Cazul a atras atenția și ministrului pentru persoanele cu dizabilități, care a comentat pe o rețea de socializare că își dorește ca bătăușii să primească pedepse dure. Polițiștii i-au identificat pe agresori, iar unul dintre ei ar fi fugit în România la scurt timp după incident. El a postat un video în care își cere scuze și spune că a venit în România din cauza unor probleme medicale, dar că se va întoarce în Italia pentru a se preda autorităților.